Rusia a oprit în această dimineață livrările de gaze naturale către Austria. Gazprom, gigantul energetic din Rusia, este nemulțumit că a fost obligat să achite sute de milioane de euro pentru nerespectarea prevederilor contractuale. Anunțul a fost făcut de compania austriacă OMV, care administrează rețeaua de transport al gazelor. Chiar dacă va rămâne fără gaze din Rusia, compania austriacă dă asigurări că dispune de surse alternative de import. Austria, alături de Slovacia, sunt printre puținele state din Uniunea Europeană dependente de gazul rusesc. Majoritatea țărilor europene se bazează în prezent pe importuri din Norvegia, Africa de Nord și Azerbaidjan. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen mitteilen, dass wir uns eben genau auf diesen Fall vorbereitet haben. Das heißt, ich kann Ihnen versprechen, niemand wird in Österreich aufgrund einer Gasmangellage frieren und keine Wohnung wird in Österreich kalt bleiben. Wir lassen uns von niemandem erpressen, auch nicht vom russischen Präsidenten. Wir lassen uns von der putinschen Regierung, von Putin selbst,